Cel puțin 65 de oameni au murit și peste 40 au fost răniți după ce un tren de pasageri a luat foc. În Pakistan informează DPA și AFP, trenul a luat foc după ce o butelie de gaz ce era folosită de pasageri pentru a găti a explodat, a precizat un oficial al poliției pakistaneze. Trenul circula pe ruta Karachi Sud spre Lahore Est, potrivit ministrului pakistanez pentru căile ferate, care a anunțat că a fost declanșată o anchetă pentru a afla în ce mod butelia de gaz care era interzisă în trenuri a ajuns în interior. Cel puțin trei vagoane au luat foc în urma exploziei, iar oamenii au început să sară din trenul în mers, a mai spus ministrul. Echipe de pompieri încearcă încă să stingă focul, iar numărul exact de victime va putea fi aflat după ce operațiunile de salvare se vor încheia în totalitate, a mai subliniat oficialul pakistanez. Mai mult de 40 de persoane au fost rănite și erau în curs de evacuare spre spitalele din regiune, potrivit Ministerului Sănătății din provincie. Conform declarațiilor oficialului, trenul încă în flăcări se află în district. Potrivit unui reprezentant al echipelor de salvare, numărul de victime ar putea crește pentru că mai sunt pasageri prinși în interiorul vagoanelor în flăcări.